La început era cuvântul, și cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era cuvântul. Așa începe Sfânta Evanghelie după Ioan. Expresia la început, prin care începe și Vechiul Testament, se referă aici la un moment anterior începutului facerii lumii, la existența din veci a uneia dintre persoanele Sfintei Treimi, Dumnezeu Cuvântul, numit în limba greacă Logos. Din bogăția de semnificații acestui termen grecesc, o voi reține acum doar pe aceea de cuvânt, așa cum a fost tradus în mai toate limbile lumii. În Vechiul Testament, cuvântul era mult privilegiat față de imagine. Dumnezeu i se adresa prorocului Moise prin cuvântul său, fie rostit, ca din rugul aprins, fie scris pe tablele de piatră ale legii vechi, primite pe muntele Sinai. În zadar i-a cerut Moise să-i arate fața sa dumnezeiască. Refuzul lui Dumnezeu, fața mea însă nu vei putea să o vezi, amintea porunca din Decalog să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare, să nu te închini lor, nici să le slujești. Dar oare religia Vechiului Testament era complet lipsită de imagini? Porunca a doua din Decalog era înțeleasă și respectată în duhul, iar nu în litera ei. Astfel, imaginea n-a fost niciodată absentă din religia mozaică, începând cu heruvimii de aur de pe chivotul legii și cu șarpele de aramă, imagini realizate de Moise tot din porunca lui Dumnezeu. Până pe la mijlocul secolului 20, numeroși cercetători susțineau că imaginile figurative ar fi apărut târziu în creștinism, printr-un proces de elenizare. Principalul lor argument era lipsa imaginilor în religia iudeilor, dintre care au provenit primii creștini. Dar acest argument a fost definitiv contrazis de o descoperire arheologică spectaculoasă. Ruinele cetății antice Dura Europos, din Siria, au fost găsite întâmplător de soldați în timpul celui de-al doilea război mondial. Atunci au ieșit la lumină splendidele picturi murale din veacul al treilea după Hristos, care împodobeau casa biserică, dar și sinagoga din orașul sirian. Impresionant este mai ales rafinamentul scenelor din Vechiul Testament, bine conservate pe zidul dinspre Ierusalim al sinagogii, în fața cărora se rugau iudeii din Dura. Arcadele curții mănăstirii Stavropoleos, unde ne aflăm acum, ne amintesc de acel orient apropiat. Titorită în veacul al XVIII-lea în centrul capitalei și redeschisă recent, mănăstirea are hramul Sfinților Arhangheli, care erau cinstiți încă din Vechiul Testament. Dar Noul Testament ne revelează o noutate radicală, întruparea lui Dumnezeu, cel nevăzut, care a vorbit fără a se arăta pe muntele Sinai, devine vizibil în Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan, amintindu-și ce a văzut la schimbarea la fața Domnului pe muntele Tabor, scria: și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava lui, slavă ca a unei a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Hristos a răspuns apostolului Filip la cina cea de taină: cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Mărturie despre importanța imaginii și a vederii în credința creștină. Iar Sfântul Apostol Pavel scria Colosenilor că Hristos este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut. Așadar, prin întruparea sa, cuvântul și chipul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ne-a arătat chipul său divino-uman. De atunci, chipul cuvântului se cuvine a fi reprezentat și cinstit de creștini în Sfintele Icoane. Astfel, în teologia ortodoxă, imaginea capătă aceeași importanță ca și cuvântul. Iată una din cele mai vechi imagini creștine păstrate până azi, aflate din veacul al III-lea pe peretele catacombei Priscilei din Roma. Prorocia lui Valaam, o stea răsare din Iacov, se împlinește prin nașterea Domnului. Sfântul Ioan Damaschin, mare teolog al Icoanei din veacul al VIII-lea, scria că apostolii l-au văzut în trup pe Hristos și i-au auzit cuvintele. Noi cinstim Sfintele Scripturi prin care auzim cuvintele Lui. Tot astfel și prin pictura icoanelor contemplăm icoana figurii Lui trupești, înțelegând atât cât este cu putință și slava Dumnezeirii Lui. Așadar, ortodoxia credinței exprimată prin cuvânt trebuie să se regăsească nealterată și în icoanele ortodoxe autentice.
Învățăturile de credință sau dogmele Bisericii Ortodoxe au fost formulate și proclamate la cele 7 sinoade ecumenice, care au reunit ierarhii din întreaga lume creștină. Aceste învățături de credință se regăsesc reflectate și în icoanele ortodoxe. Voi prezenta câteva exemple vizibile în icoana lui Hristos. La Sinodul I ecumenic, convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare la Nicea în 325, a fost fixată învățătura despre dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, care, așa cum ne amintește simbolul credinței redactat atunci, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl. În majoritatea icoanelor lui Hristos sunt înscrise în aureola sa 3 litere grecești, care alcătuiesc expresia Oon, cel ce este. Așa i-a răspuns Dumnezeu lui Moise din rugul aprins: Eu sunt cel ce este, în ebraică Yahweh, numele lui Dumnezeu în tradiția iudaică. Aceasta este, așadar, o mărturie evidentă despre dumnezeirea Mântuitorului. Sinodul al IV-lea ecumenic, convocat de împăratul Marcian și împărăteasa Pulheria la Calcedon în 451, a proclamat că Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat, o persoană în două firi, dumnezeiască și omenească, unite în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. În icoane, Mântuitorul este îmbrăcat cu o tunică roșie, simbol al fiii lui omenești, peste care poartă o mantie albastră, simbol al fiii lui dumnezeiești. Nuanțele celor două culori pot varia. Pe umărul drept poartă o bandă aurie, simbol al demnității lui imperiale. Uneori veșmântul său întreg este auriu, amintind de slava dumnezeiască a împăratului ceresc. De asemenea, semnul crucii înscris în aureola lui Hristos amintește de natura sa omenească, de trupul cu care a fost răstignit pentru mântuirea oamenilor, iar expresia cel ce este sugerează, cum spuneam, dumnezeirea lui. La sinodul al 7-lea ecumenic, convocat de Sfânta Împărăteasă Irina la Nicea în 787, a fost formulată și proclamată teologia icoanei ca o încununare a tuturor sinoadelor ecumenice precedente, căci icoana reflectă esența credinței ortodoxe, întemeindu-se pe întruparea lui Hristos și mărturisind-o în chip vizual. Starea de sfințenie a unui om poate fi astfel exprimată cu mijloacele materiei sfințite prin întruparea lui Dumnezeu. Sfinții părinți, participanți la acest ultim sinod ecumenic, au mărturisit că, deși biserica îl înfățișează pe Hristos cu chipul său omenesc, nu îi separă trupul de dumnezeirea unită cu el. Făcând o icoană, mărturisim că trupul Domnului este îndumnezeit și nu o considerăm a fi altceva decât o imagine reprezentând o asemănare a prototipului. De aceea icoana primește numele Domnului. Doar prin aceasta ea este în comuniune cu el. Din acest motiv este vrednică de cinstire și sfântă. Deci cum putem recunoaște o icoană ortodoxă a lui Hristos după asemănarea ei cu prototipul? Recunoaștem un portret în măsura în care seamănă cu fața celui reprezentat. Într-o icoană, chipul Domnului este îndumnezeit și transfigurat în lumina schimbării la față, conform canoanelor iconografiei ortodoxe, pentru a se asemăna cu Dumnezeu omul. Dacă este reprezentat într-un stil naturalist, atunci el poate fi doar portretul unui om, pictat după chipul unui model oarecare. Această imagine nu este o icoană, ci o pictură religioasă. Din perspectiva artei picturii, este o capodoperă de admirat. Dar din perspectiva teologiei icoanei, nu este o imagine de venerat, deoarece ea ignoră dogmele proclamate de sinoadele ecumenice pe care le-am menționat, reprezentându-l pe Hristos înviat ca pe un simplu om lipsit de dumnezeirea sa. Remarcăm întotdeauna în icoana Mântuitorului inițialele numelui său, scrise de obicei în limba greacă, de o parte și de alta a aureolei, Iisus Hristos. Înscrierea numelui este obligatorie. Această icoană este de tipul Pantocrator, scris aici în greacă, semnificând atotțiitorul sau atotputernicul, atribut dumnezeiesc al lui Hristos. Domnul binecuvântează cu mâna dreaptă, iar în stânga ține Sfânta Evanghelie, amintindu-ne că este cuvântul lui Dumnezeu. Icoana, imaginea teologică prin excelență, printr-un limbaj estetic propriu, specific creștin, transmite așadar celui ce știe cum să o privească tezaurul învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe.